Cea de-a doua galerie foto în aer liber din Buzău se apropie de finalizare atunci când va fi organizat un eveniment de anvergură pentru inaugurarea ansamblului. Este vorba de eroii aviației și eroii parașutismului militar. Expoziția este aproape finalizată. Ea va fi completată cu amplasarea unei statui a parașutiștilor militari în părculețul situat în imediata vecinătate a podului Mărăcineni. Expoziția panotată cu imagini mai vechi sau mai noi din viața zburătorilor militari buzoieni, aviatori și parașutiști este amplasată pe partea dreaptă a Bulevardului Unirii, la ieșirea spre Mărăcineni. Statuia aviatorul va fi amplasată peste drum, pe partea stângă a Bulevardului, acolo unde se lucrează deja la postament și unde va fi amenajat și un mic parc. Această, galerie foto împreună cu statuia, acestea vor fi inaugurate pe 15 iunie, atunci când se sărbătorește și Ziua Aviației și când buzoienii sunt invitați și la mitingul aviatic de la Bobocu, celebru Bobas. După finalizarea lucrărilor, ansamblul va fi recepționat și în data de 15 iunie, cea de-a doua poartă a Buzăului amenajată pe Bulevardul Unirii va fi inaugurată. Ca și pe Calea Eroilor, panourile foto vor fi iluminate nocturni, iar zona va fi potrivită pentru promenadă.